Bună ziua, dragi telespectatori! Iată-ne din nou în cadrul emisiunii Casa Ta la o nouă ediție. De asta dată am invitați două personalități ale municipiului nostru și ale județului, și anume pe domnul arhitect Stelian Fleschin și pe domnul Florin Dan. I-am invitat în cadrul emisiunii noastre tocmai ca să discutăm puțin despre dezvoltarea municipiului și a județului nostru pe partea de arhitectură și pe partea de imobiliare. Pe partea de arhitectură, pentru că este domnul arhitect care are și funcțiile importante în județul nostru, și anume este președintele filialei județene a Uniunii Arhitecților și de asemenea a Ordinului Arhitecților. Deci are funcții extrem de importante și de asemenea are pregătit pentru noi o grămadă de informații. De asemenea o să rog frumos pe băieții din regie să pună pe ecran numărul de telefon direct la care dumneavoastră, telespectatorii, puteți să intrați în direct cu întrebări legate de emisiunea noastră. Bine ați venit la noi în emisiune și prima dată vreau să-i acord o întrebare extrem de importantă domnului arhitect, și anume referitoare la aprobarea în Consiliul Local a Planului Urbanistic General. Ce s-a discutat, ca să știm și noi despre ce este vorba? Deci, Planul Urbanistic General este un instrument de lucru, da, pentru fiecare administrație locală, fiindcă fiecare localitate din județul nostru, inclusiv municipiul Alba Iulia, trebuie să-și elaboreze și să-și reactualizeze periodic planul urbanistic general. Reactualizarea acestor planuri urbanistice generale are de regulă loc cam la 10 ani. De ce? Fiindcă între timp se schimbă condițiile socioeconomice, de ce le trebuie adaptate la noile condiții. Da. Și ce înseamnă planul urbanistic general? Spun asta așa, pentru cei care nu... Da, să începem cu definiția. Da, care corect, nu sunt familiarizați, da, cu acest termen. Este un plan al localității și al teritoriului administrativ al localității care stabilește zonele, specificul fiecărei zone din localitate și totodată și regulamentul pe baza căruia se poate construi în aceste, corect, zone. Deci asta pe scurt. Ținând cont că zonele au crescut, s-au mărit. Zonele, da, și zonele, mă refer, planul urbanistic general se referă în special la specificul fiecarei zone. Adică sunt zone rezidențiale, pentru locuințe, locuințe mici, locuințe mijlocii sau locuințe înalte. Da. Sunt zone industriale. Da. De producție, zone centrale, zone mixte, de-a lungul, așa, arterelor principale ale localităților se dezvoltă în general zonele mixte. Deci cam astea ar fi. Cam astea ar fi. Și pentru fiecare din aceste zone sunt stabilite niște reguli după, așa, care se poate construi. Corect. Asta, aici vreau să ajung cu dumneavoastră, pentru că este extrem de important ca telespectatorii noștri să știe că în momentul în care îți dorești și vrei să construiești o casă, trebuie să parcurgi niște etape. Și vrem să informăm pe această cale despre etapele pe care trebuie să le parcurgă înainte de a... Toată lumea își dorește o casă extraordinară, frumoasă, cu mai multe nivele sau cu mai puține nivele, dar totuși trebuie să respecte niște reguli. Și anume, care sunt aceste reguli? Sunt reguli care dictate de legislația care, așa, condiționează, corect, construirea, normal, și reguli, da, dictate de regulamentele planurilor urbanistice, așa, care stabilesc modul în care se realizează o casă. Dar și nu numai o casă, orice investiție. Corect. Orice investiție, da, care, da, presupune o, da, o construcție, trebuie să aibă un traseu foarte clar. Vreau să fac o paranteză înainte de a descrie traseu, un sfat pentru cei care vor să investească, asta pentru este, cei care, da, vor să-și construiască o casă, da, înainte de a cumpăra terenul.
trebuie să ceară un certificat de urbanism în care la administrația locală, în speță la primăria municipiului, în care să spună ce vrea să construiască. Sigur. Fiindcă primăria are datoria să dea această informație. Deci înainte de a cumpăra terenul, da, atenție. Fiindcă s-ar putea ca terenul pe care și-l dorește să aibă altă destinație. Altă destinație în planul urbanistic general despre care am vorbit la început. Da. Este o condiție foarte importantă, fiindcă au fost cazuri în care s-a cumpărat terenul și a dat seama că nu poate să-și facă casă, fiindcă era în zona industrială. Da, da. Deci există o incompatibilitate. Da. Asta pe de-o parte. În momentul în care ai terenul și vrei să-ți faci o casă sau orice investiție, primul lucru, trebuie să ceri certificat de urbanism de la primărie. Certificatul de urbanism este un document de public și în care primăriile spun condițiile în care poți să realizezi construcția respectivă și toate avizele necesare emiterii autorizației de construire. Fiindcă documentația, proiectul în sine, care trebuie să fie complet, rezistența arhitectură și toate instalațiile, trebuie să fie însoțit când se depune la primărie pentru autorizare de toate avizele. Da. Hai să zicem că o persoană a trecut de toate etapele, aceste etape. Dar să vă întreb, dacă vrea, deci dorește să-și construiască un anumit tip de casă, nu trebuie să vă consulte sau nu trebuie să obțină iarăși ceva avize? Deci, legat de, exact cum am spus, de nivel, de înălțimi, de și de partea de arhitectură, deci partea de, cum să zic, a construcției, sigur că da. Da. Da, vă explic. Legislația românească reglementează toate aspectele privind realizarea construcțiilor, cât și calitatea, în special calitatea acestor. Da. Sunt două aspecte foarte, foarte clare și distincte referitor la regimul de înălțime. Așa. Regimul de înălțime este dat în certificatul de urbanism în conformitate cu prevederile planului urbanistic general. Da. Deci în fiecare zonă este prevăzut un anumit regim de înălțime. Și pentru case unifamiliare este parter și etaj sau parter și mansardă. Sunt case, locuințe colective care pot fi mici, mijlocii și înalte. Așa. Pentru că fiecare gen de construcție de genul ăsta sunt stabilite reguli. Asta pe de o parte. Referitor la plastica arhitecturală. Plastica arhitecturală nu este condiționată prin lege, prevederi legale precise. Ea ține de practica noastră, de specificul arhitecturii noastre și de pe fiecare zonă și localitate în parte. Și este un lucru de care Uniunea Arhitecților, în special, s-a ocupat În ultimii ani, prin membrii săi, au fost elaborate studii în acest sens foarte utile pentru primării și pentru cetățeni, bineînțeles, în care se arăta ce este bine să faci și ce nu este bine. Și ce nu este bine, bine să faci referitor la specificul și în special arhitectura tradițională. Plastica arhitecturală în cadrul urban, în general, este la latitudinea arhitectului, bineînțeles, în relația sa directă care cu beneficiarul. Care ar trebui să țină cont, nu? Deci trebuie să țină Să țină cont. Deci dacă este o zonă specială cu un specific bine conturat, normal că nu se poate abate să creeze distonanțe. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, există legea 10, care se cheamă legea calității construcțiilor, legea 10 din 1995, care reglementează cele 6 criterii de calitate pe care trebuie să le îndeplinească orice construcție, fie că este locuință sau e construcție industrială. Și sunt, e vorba despre rezistența și stabilitatea pe care orice construcție trebuie să aibă. Aici vreau să vă întreb ceva. Da? Pe vremuri, țin minte că cei care își construiau o casă erau obligați să facă fundație foarte mare, un fel de buncăr.
Nu, era vorba de adăposturi de protecție civilă. De adăposturile civilă. De așa. Bine, oamenii așa spuneau, trebuie să fac bunker. S-a modificat legislația. S-a modificat, da. Trebuie să știe. Da, locuințele individuale nu mai trebuie. Până la Petrus, patru niveluri, nu mai este necesar adăposturi de protecție civilă. Mă refer la locuințe. Locuințele sau locuințele colective. Da. Deci, altă exigență era siguranța în exploatare, de care ținea și partea asta cu adăposturi de protecție civilă. Altă exigență este igiena și sănătatea oamenilor, protecția la zgomot, economia de energie și hidroizolațiile. Deci sunt cerințe de calitate obligatorii care trebuie să îndeplinite construcții, și nu se poate autoriza nicio construcție fără a fi verificată. Am iarăși încă o întrebare. La aceste exigențe. Au apărut casele care sunt construite din, și chiar cunosc eu câteva case care au fost construite, sunt foarte ieftine și pe structură de lemn, cu materiale, hai să zicem, ecologice și mai ieftine decât, adică nu foarte multă zidărie, poate că un perete de zidărie, iar restul pe structură de lemn cu OSB, cu practic rigips și alte materiale care permit. Păi, în ultimii ani s-au încercat tot felul de soluții tehnice în lume. Da. Există practica asta de mulți ani. Da, este cel puțin. De mulți zeci de ani există această practică, să faci locuințe din alte materiale. Ține de productivitate, ține de partea economică în principal. Arată foarte bine, deci practic nici nu-ți dai seama dacă sunt construite. Arată bine la noi în țară, însă au intrat mai greu. De ce? Da, așa. Din cauza inerției în mentalitatea cetățenilor români, că avea o casă, casa să fie trainică. Trainică, adică din cărămidă. Deci, să fie, deci la noi mai greu pătrund aceste soluții, dar sunt niște soluții bune și experimentate în mulți ani în lume. Corect. Așa este. Hai să îi dăm cuvântul și domnului Florin Dan, care a venit la noi și va fi un invitat permanent, pentru că cu dânsul vom realiza și filmulețe pe teren. Dânsul este administratorul, unei agenții imobiliare. Să vorbim puțin de dezvoltarea din punct de vedere al... Deci, din punctul dumneavoastră de vedere al agenției, al unei agenții imobiliare, costuri, cum simțiți piața în momentul de față, știm că au scăzut prețurile, dar cam cum o simțiți dumneavoastră în Alba Iulia? Sau și în județul Alba, dar în Alba Iulia, că ne referim acum la Alba Iulia. Da, considerând că agenția noastră activează pe piața imobiliară din Alba Iulia, îmi voi exprima punctul de vedere legat de această piață. Da. Da, într-adevăr, ne aflăm într-un context, a spune eu, favorabil, considerând că se creează premisele unei ușoare creșteri economice, fapt care duce la o ușoară stabilitate a tranzacțiilor pe piața imobiliară din Alba Iulia. Și fac referire aici atât la piața apartamentelor, cât și a caselor. Domnul arhitect Fleschin făcea referire la ceea ce înseamnă necesitatea, obligativitatea de a avea un certificat de urbanism. Clienții noștri, dacă apelează la serviciile noastre să cumpere, să achiziționeze un teren, de orice natură, că vorbim aici de terenuri pentru construcție de case, de terenuri industriale, îi sfătuim să solicite acest certificat de urbanism. În primul rând pe proprietari, pentru că ei au obligația și interesul să ofere cumpărătorilor, potențialilor cumpărători, acest document. Prin acest document, exact cum nu reiau eu explicațiile, se lămurește clar ce poate să construiască viitorul proprietar. Acum, din punct de vedere a contextului actual, consider că piața imobiliară a trecut, să zic, peste acea perioadă de așa numită criză, sau poate chiar criză, că am avut perioade în care foarte greu puteam
treceam, să zic, peste fiecare lună care generează cheltuieli din cauza numărului mic sau chiar lipsă a cumpărătorilor, a potențialilor cumpărători. Astăzi ne aflăm în situația în care noi căutăm să angajăm agenți imobiliari pentru că simțim facem și un anunț pe această cale. Da, dacă îmi permiteți, pot să folosesc și numele agenției Terra Capital. Da. Angajează agenți imobiliari pentru biroul din Alba Iulia. Ne exprimăm interesul pentru colaborări cu tineri și nu numai dinamici care sunt interesați de activitatea de vânzări, care au orientare proactivă, dinamică și care își doresc venituri practic nelimitate. Așadar, Terra Capital este în momentul de față într-o situație de a avea nevoie de personal. Angajați, de personal, motiv sau consecința a creșterii volumului de activitate. Da. Mai am o întrebare pe domnul Fleschin, după care rog băieții din regie să pregătească filmul cu amenajarea interioară și apoi puțină publicitate, pentru că ne trebuie și puțină publicitate. O întrebare mai am pe dumneavoastră. Cum simțiți dumneavoastră sau cum vedeți dumneavoastră sau ce s-a hotărât în legătură cu planul urbanistic general și anume referitor la dezvoltarea municipiului nostru ca și linie către turism și ca și dezvoltare industrială. Deci ar trebui puțin, zic eu, după părerea mea, puțin echilibrate. Deci să... Eu vă întreb pe dumneavoastră cum s-a hotărât, ce s-a hotărât telespectatorii noștri, deci, sunt prevederile, curioși. Prevederile planului urbanistic general conțin tendințele de dezvoltare a municipiului din, hai să zic, chiar din ultimii 10 ani. Da. Fiindcă ultimii 5 ani nu sunt relevanți în sensul ăsta. Da, așa. Unul din factorii importanți care au fost abordați în planul urbanistic general este turismul, la care vă referați, cu obiectul lui principal, cetatea Alba Iulia, Alba Iulia, care a devenit deja un punct de interes turistic european și care face senzație prin un brand, prin ceea ce s-a realizat aici. Este un titlu de mândrie pentru municipiul nostru, îl spun, și nu numai eu îl spun, spun și colegii de-ai noștri de breasle din afară, afara țării. Iar din punct de vedere al zonei industriale, noi profesioniștii știm că este un punct foarte, un plan urbanistic general și de aceea s-au și prevăzut arii extinse în sensul ăsta și cât de cât comasate pentru dezvoltarea industrială în partea de nord-est a localității. Așa, ca să știm și exact trece unde și ar trebui să fie, șoseaua rapidă. Așa, unde vor exista și două noduri de descărcare a șosele rapide, autostrăzi, lucru foarte important pentru a se dezvolta o zonă industrială, care trebuie să fie conectată neapărat la infrastructura țării și a Europei, de fapt. Da. Bun, vă mulțumim din suflet pentru informațiile care ne vom reveni după ce urmărim filmul cu amenajarea interioară și după publicitate. Mulțumim!
trăi frumos înseamnă, în primul rând, a acorda un respect deosebit valorilor, priorităților, nevoilor celor din jur, într-o perfectă armonie cu acelor personale. O casă frumoasă, amenajată cu bun gust, nu este un lucru ușor de înfăptuit, ca și în orice altă artă, echilibrul și concordanța elementelor de bază presupune coerență și cunoaștere. Imaginile care urmează vă oferim o locuință caldă, primitoare, cu materiale inedite. Fiecare dintre noi are o viziune personală asupra modului în care dorește să arate propriul cămin, dar rolul specialiștilor din domeniu nu este deloc de neglijat. În zona bucătăriei au creat un ambient care se îmbine armonios stilurile clasic și modern. În alegerea mobilierului și accesoriilor ne-am consultat cu proprietarii și zicem noi că a ieșit ceva inedit. Se spune uneori că de la vis la realitate nu e decât un pas. În acest caz au existat mai mulți pași, atenți, parcurși, fiecare etapă a furnizat idei pentru următoarea etapă. Designul de inspirație clasică, prin rechemarea trecutului și a căldurii lemnului, sunt tocmai caracteristicile fundamentale ale acestui stil. Mobilierul clasic nu apune niciodată, umplând cu soliditate orice interior. Este capabil să reînvuie căldura de altă dată și în același timp este un semn de prestigiu și rafinament. Mobila de bucătărie, exceptând masa și scaunele cumpărate din magazine de specialitate, a fost executată la comandă la firma noastră, personal, ocupându-mă de buna realizare a proiectului și asta pentru că oferta din magazine nu i-au putut satisface din punctul de vedere al dimensiunilor. Proprietarii case din imagine au realizat o amenajare pentru living mai deosebită, personală, cu o deschidere mare, cu un perete de sticlă care comunică cu terasa. Stilul clasic oferă mult bun gust și eleganță, dar își permite și accente din alte stiluri pentru a se distinge pe deplin, demonstrând că în acest caz este posibilă creativitatea. Camera mezinei familiei se individualizează de restul casei, păstrându-se același stil. Deschizând ușa acestei camere, pătrundem într-o atmosferă feminină, un iatac de bas cu flori ce coboară parcă din cer într-o cromatică amețitoare.
imaginează-ți tu că în camera aia sunt niște copilași care se uită la tine. Da? Trebuie să stăm cu fața către ei, nu? Știu, tu-ți place camera ta? Da! Da? Și ai loc ca să te poți juca? Da! Și cum dormi noaptea? Dormi bine noaptea? Da! Da? Mă bucur! Deci îți place camera ta, da? Da! Poți să ne spui o poezie? Da! Sau un cântec? Noi ia să ascultăm, sigur la capitolul ăsta ești grozavă! Primăvara a venit și toți pomii sunt floriți, toți creștinii sunt fericiți că vii la Paștile la noi. E atâta frumusețe în jur și firea întreagă în murmur. Înalță gând pe cer, un alt căstros, cel sfânt a înviat. Morcovelul cu codiță a crescut în grădiniță și mămica l-a luat și în ciorbă l-a tocat. Toc, 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 ciorba e pe foc, bună și gustoasă, hai copii la masă! După cum ați observat, v-am prezentat o cameră minunată, este camera micuței Mina, care sper să vă încânte și să fie și un exemplu pentru toți copilașii care își doresc o cameră deosebită. Am revenit în studio și vrem să reamintim telespectatorilor noștri că avem alături de noi, ca și invitați, pe domnul arhitect Fleschin Stelian și pe domnul Florin Dan. Domnul arhitect a venit cu o grămadă de informații utile pentru dumneavoastră. Încă o dată vreau să vă reamintesc, dacă aveți întrebări, puteți să sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. Noi ne vom continua discuția și anume referitor la clădirile vechi, la clădirile istorice ale orașului nostru. Deci în cazul în care să presupunem că merge un potențial cumpărător la domnul Florin și dorește să cumpere o casă mai veche, care are poate o arhitectură mai deosebită, ce trebuie să facă sau care sunt pașii și ce trebuie să îndeplinească? Deci legislația noastră reglementează și acest aspect. Da. Atât din punct de vedere al autorizării intervențiilor asupra acestui gen de construcții. Așa că poate că vor să modernizeze. Deci da, dacă da. Este permis sau nu este permis. Noi, să modernizeze nu prea. Nu prea. Sunt construcții vechi. Da. La noi în oraș și în tot județul, de altfel avem foarte multe construcții vechi, care au diferite regimuri. Sunt construcții cu valoare ambientală, deci sunt cele care nu sunt monumente istorice sau de arhitectură, da, dar ele prezintă o valoare ambientală datorită vechimii lor și a specificului unei anumite epoci. Da. Sunt cele de valoare istorică și arhitecturală care au elemente de arhitectură deosebite, care au găzduit evenimente istorice. Mă rog, pentru toate aceste clădiri, intervențiile sunt permise, dar în anumite limite. Trebuie păstrat, legislația spune că trebuie păstrat aspectul exterior arhitectural. Da. Se pot schimba unele materiale, atenție, nu toate materialele. Așa, este extrem de important. Cromatica nu se poate schimba. Da. De obicei, intervenția asupra monumentelor istorice sau de arhitectură se face în cadrul acelorași parametri care o definesc. Așa. Și țin la tâmplăria, de exemplu, nu poți să pui tâmplărie cu geamuri termoizolante sau nu știu, deci trebuie să fie de lemn. Este extrem de important, da. Ori trebuie, dacă tâmplăria e valoroasă ca și element, trebuie recondiționată. Trebuie recondiționată, exact. Da. Și adusă la starea inițială, dar da. Dacă se pune probleme degradată și trebuie înlocuită,
se poate înlocui, dar tot cu tâmplărie de lemn și care să aibă aceeași aspect ca tâmplăria inițială. O întrebare, iarăși, cred că este extrem de importantă. Deci, totuși, să zicem că eu sunt un cumpărător și aș dori o casă. Deci, asta presupune, deci după toate informațiile pe care ni le-ați dat, totuși, costuri destul de ridicate. Municipalitatea poate să ajute la păstrare. Așa, deci asta este iarăși o întrebare. Deci municipalitatea și orice altă instituție poate interveni cu banii dânșilor numai asupra caselor care le dețin în proprietate. Așa, dar pentru a... Deci nu există un program sau... Da, înțeleg, o participare a... Da, poate că ar fi bine. Poate că ar fi bine să existe... Ar fi bine, să există acest da, lucru. Da, corect. Deci adică ar fi bine. Asta poate este o idee bună pentru cei care vor să... Administrațiile locale știu lucrurile astea, însă puterea financiară în prezent nu le permite să aibă măsuri. Dar cu ajutorul unor proiecte poate că ar fi adică ar fi util pentru a păstra monumentele și clădirile vechi. Absolut, absolut. Nu? Da. Deocamdată banii pentru monumente, pentru întreținerea lor sau reabilitarea lor, sunt dirijați prin Ministerul Culturii. Corect. Domnul Florin, cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea? Adică din acest punct de vedere al care sunt cererile? Ați avut cereri legate de clădiri vechi? Da, au existat cereri pe acest segment din partea unor investitori care în general doreau să dezvolte activități legate de domeniul sau sectorul turistic. Pensiuni, hoteluri, în genul acesta de destinații. Există astfel de oferte. Unii clienți au așteptări de a găsi sau de a cumpăra, de a achiziționa imobile de genul acesta situate chiar în interiorul cetății. Evident că probabil există, chiar noi am avut la un moment dat două oferte la vânzare în interiorul cetății, însă ceea ce trebuie să înțeleagă cumpărătorii este că ele sunt imobile atipice și nu se încadrează în acele criterii clasice de stabilire a nivelului prețului pentru aceste clădiri. Prețul va fi determinat de raportul dintre cerere și ofertă. Acolo unde se va întâlni cererea cu oferta, evident că se va și întâmpla tranzacția. Din punctul nostru de vedere, chiar acum, în momentul acesta, avem o ofertă foarte bună, dacă îmi permiteți, vreau să și promovez. Da. În centru, în imediata vecinătate a cetății Alba Iulia, foarte aproape de una dintre porțile istorice, există un imobil la vânzare pe care proprietarul a încercat de ceva timp să îl vândă, astfel că dacă există investitori, persoane interesate în acest sens, vă putem prezenta un imobil cu arhitectură interesantă, cu suprafață de teren generoasă și la un preț foarte bun. Contactați-ne, Agenția Terra Capital deține această informație și care poate fi utilă pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul turismului. O întrebare, iarăși o întrebare, poate că e puțin așa. De exemplu, dacă dorește cineva să cumpere o casă care, după cum practic în urma ultimei întrebări din zonă istorică sau casă mai veche și să zicem că vrea să schimbe destinația, să o transforme într-o pensiune sau într-un mini-hotel, că depinde, da. E posibil, legea permite lucrul ăsta, în Alba avem mai multe exemple. Așa, sau în restaurante. Sau restaurante de alimentație publică. Deci se pot. Și cazare, da, se poate face. Se pot, dar... Intervențiile la interior, asta înseamnă schimbarea funcțiunii, este posibilă. Da. Când ce am spus mai devreme, mă refeream exclusiv pe anvelopa clădirii, pe aspectul exterior al acestei însă, funcțiunea poate fi schimbată. Poate fi schimbată, dar și acea funcțiune tot în limitele reglementărilor din planul urbanistic general, a regulamentului din planul. Am înțeles, da. Deci se poate, dar
cu respectarea regulamentului din planul urbanistic, da. La fel în planul urbanistic general al localității. De ce? Pentru că dacă este să o luăm așa în ultima perioadă, se merge pentru dezvoltarea turismului și datorită faptului că există o serie de case în Alba Iulia, case mai vechi, iar poate că este mai greu să o transform într-o casă de locuit ca să-ți poți scoate cheltuielile sau recuperezi cheltuielile, da. Să fie rentabilă, da, atunci poate că trebuie să-i schimbi destinația și să recuci la aceasta. E foarte adevărat, sunt multe case vechi în Alba Iulia și în Alba Iulia, cu suprafețe mari. Da, uite, este un lucru extrem de important pentru telespectatorii noștri să știe care lucrul pot fi acesta. Adaptate la funcțiunile de turism, pentru turism. Da. Și dacă, iarăși o întrebare, dacă, să zicem, vor să mai adauge un nivel, dacă se poate. Deci la construcțiile vechi. Nu. Așa. Adică maxim ce se poate obține este amenajarea unor spații în pod, în podul existent. Așa, mansardare. Adică se poate realiza un mansardă, dar în podul existent, atenție. Așa. Fără să se umble la configurația exterioară a învelitorii, la șarpante propriu-zise, nu mai se pot pune și eu zic că poate că se poate deluminatoarele mă gândesc că acoperiș. se poate ținând cont că întotdeauna casele vechi au avut înălțimea camerei, și poduri mari dar în condițiile care v-am spus, fără să modifice arhitectura exterioară a construcției. Da, da. Ați întâlnit și cazuri în care să existe clădiri cu vicii ascunse? Acum, cred că pe dumneavoastră ar fi bine să vă întreb. Adică, la partea... Eu am întâlnit cândva un caz anume să fie defectă instalațiile, dar să fie defecte rău de tot instalațiile sanitare și fără să cunoască cel care cumpără. Deci, practic, există și cazuri de genul acesta? Ați întâlnit? În activitatea noastră? Nu am întâlnit cazuri de vicii ascunse, dar ele sunt destul de clar reglementate prin contractele tip care se încheie la notar. Da. Viciile ascunse sunt culpa sau revin proprietarului în eventualitatea în care ele apar. Dar vă spun, vă mărturisesc că în activitatea de 10 ani în domeniul imobiliar nu am întâlnit situații neplăcute. Au mai fost incidente, mici incidente în cazul construcțiilor noi, în general s-a întâmplat, dar asta de multe ori a fost și pe fondul utilizării mai puțin corecte de către beneficiari. Da. Aici domnul arhitect eventual poate confirma, au apărut umiditatea la interior, o construcție nouă are nevoie de un anumit interval de timp pentru a se usca și o utilizare în special în anotimpul rece a generat o umiditate excesivă în interiorul încăperii, dar pe fondul lipsei ventilării sau a unei utilizări adecvate, considerând că e o construcție nouă. Da, deci cam astea ar fi. Da, noi ne dorim practic, deci ăsta este și rolul practic al emisiunii, nu numai de a promova produsele sau vrem să promovăm practic toate firmele din Alba. Ăsta este scopul. Într-adevăr, ai nevoie și de publicitate, dar și de informații extrem de utile pe care telespectatorii noștri sunt sigură că nu au cum să le dobândească. Da, asta a fost și motivul pentru care l-am invitat pe domnul arhitect și să sperăm că ne va mai onora cu prezența dânsului pentru întrebări referitoare la plan urbanistic general, la dezvoltarea județului și a orașului nostru, care este practic aprins așa un trend ascendent din punct de vedere turistic și să sperăm că va fi și din punct de vedere industrial, pentru că noi toți ne dorim
ca să funcționăm, s-ar zice, și dumneavoastră și eu și toată lumea din municipiu și din județ. Acum vreau să vă întreb totuși încă o întrebare, am referitor la zona industrială. Deci a spus dumneavoastră ca și vrem să le spunem telespectatorilor exact unde este poziționată. În care parte? Am spus în partea de nord-est a localității. Zona Drâmbar, zona... Acolo va fi... Deci, practic, să înțelegem... În zona traseului autostrăzi. Așa, să înțelegem că municipiul va intra pe teritoriul... Da? Nu pe teritoriul Drâmbarului, nu. Nu, deci nu. Fiindcă sunt teritorii administrative distincte. Sau a comunei Ciugud, nu? Că aparține de comuna Ciugud. Sau, da, de comuna Ciugud. Deci se extinde, să înțeleg, în... Nu, ele sunt vecine. Deci, vecine. Fiindcă și Ciugudul și Alborulea, da, în zona aia, prevăzut zona industrială, deci nu vor exista incompatibilități funcționale. Deci, de exemplu, dacă vrei să... dacă cineva dorește să meargă la domnul Florin, să zicem, la Agenția Dânsului și să cumpere un teren... Chiar au existat cereri în acest sens. Se poate cumpăra. Într-o perioadă era vorba numai de a concesiona teren în acea zonă. Păi, se pot cumpăra terenurile, fiindcă sunt terenuri de două feluri acolo. Acolo. Și proprietate și administrații, dar sunt și privați. Așa. Sunt terenuri private care sunt puse la vânzare. Cele ale municipalității, da, se pot concesiona. Așa. Deci... Se pot concesiona sau închiria, iar celelalte, da, sunt supuse circuitului civil normal de vânzare-cumpărare. Deci nu e nicio problemă. Și asta este singura zonă destinată dezvoltării industriale sau este și zona care de ieșire din Alba către Cluj? Și zona care este de-a lungul drumului național. Drumul național. Și acolo este zona industrială, da, fiindcă acolo este o zonă industrială în plină dezvoltare, care are o bază existentă solidă și în zona aia. Am înțeles. Cum o simțiți dumneavoastră ca și dezvoltator imobiliar? Există cereri în momentul de față pentru zona industrială? Vă mărturisesc că cu întrebarea asta mi-ați ridicat mingea la fileu. În experiența mea de aproape 10 ani de activitate în domeniul imobiliar, mereu am susținut punctul de vedere potrivit căruia era necesară reglementarea urbanistică a unui astfel de teritoriu, astfel că aprobarea în hotărârea de Consiliu Local care a aprobat planul urbanistic general e binevenită, coroborată cu această autostradă care ne leagă de Europa, exact cum spunea domnul arhitect, nu poate să fie decât benefică pentru orașul nostru și vor avea un aport pozitiv la creșterea economică a orașului. Astfel, pe acest fond, evident că apar și cererile de achiziție de astfel de terenuri. Apare însă o mică problemă. Da. Vorbim de cele două tipuri de terenuri, exact cum a subliniat și domnul arhitect, terenurile private și terenurile administrației publice. Eu pot să-mi exprim punctul de vedere în ce privește terenurile private. Respectiv, e destul de greu pentru investitor să găsească un teren care să corespundă criteriilor pe care dânsii le solicită. Respectiv, de cele mai multe ori, suprafață nu foarte mare, dar deschidere cât se poate de mare la drumurile de acces. Da. Asta este o piedică. Pe de altă parte, există suficiente suprafețe pe șosea de centură a orașului, în speță, dar și pe artera de ieșire din oraș spre Cluj, care sunt afectate de anumite rețele de utilități, rețea electrică, rețea de apă sau rețele de gaz, toate acestea magistrale. Cred că nu este foarte greu să se găsească o soluție pe calea comunicării, a negocierii între administrația locală și conducerile acelor instituții care furnizează utilități,
să se amenajeze acele terenuri, să se elibereze acele terenuri de rețelele de utilități, astfel încât acele terenuri să devină terenuri construibile. Cunoaștem că sunt tot felul de interdicții impuse de aceste rețele. Ar crește în felul acesta oferta de terenuri pentru segmentul acesta industrial, care, din punctul meu de vedere, este cheia creșterii economice. Investitorii, odată ajunși în Alba Iulia, vor investi, vor crea noi locuri de muncă, iar prin crearea de noi locuri de muncă există mai mulți bani în municipiu, există posibilitatea de a accesa credite, clienții devin mai solvabili din acest punct de vedere, mai eligibili în fața băncii și aproape în relație directă va crește și nivelul tranzacțiilor imobiliare. Asta și ne dorim. Asta ne dorim. De fapt, ne dorim ca orașul nostru, municipiul nostru să se dezvolte din toate punctele de vedere. Deși din punct de vedere turistic, pentru că ăsta este noul trend, dar și din punct de vedere industrial. Deci este nevoie de industrie, pentru că asta presupune dezvoltare din toate punctele de vedere. S-au creat acum premisele favorabile creșterii economice a orașului nostru. Da. Prin cele două puncte la care am făcut referire, respectiv aprobarea planului urbanistic general și apariția într-un timp, cred eu, relativ scurt a autostrăzii cu cele două coborâri care ne avantajează. Care ne avantajează. Rog băieții din regie, avem publicitate, după care ne vom lua la revedere de la cei doi invitați prețioși ai noștri, care, zic eu, ne-au oferit informații extrem de utile pentru dumneavoastră. Deci publicitate. Încă o dată, sper că ați urmărit emisiunea noastră și informațiile noastre au fost extrem de utile pentru dumneavoastră. Noi oricum ne vom revedea cu domnul Florin Dan și în emisiunile următoare. Vom merge și pe teren să prezentăm câteva case. Cu domnul arhitect Feschin îi mulțumesc din suflet pentru că a venit în emisiunea noastră și ne-a oferit informații foarte utile pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Și eu vă mulțumesc și vă spun că mi-a făcut plăcere. Vă mulțumesc că deci în numele telespectatorilor și să știți că a rămas invitație permanentă. Mulțumesc. Să ne mai onorați cu prezența dumneavoastră și cu informații cât mai utile pentru telespectatorii noștri legat de dezvoltarea municipiului nostru în care trăim cu drag și vrem să funcționeze lucrurile din toate punctele de vedere. Eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră pe săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Casa Ta, cu noi informații, cu noi propuneri de design interior oferite de către firma noastră. Vă așteptăm de asemenea cu sugestii și cu întrebări pentru emisiunea următoare. La revedere!